Era 9 cu Camil. Așadar, să pornim la treabă. Este acolo un punct, un ibeculețul acela, dar o să ne descurcăm. Bine? Nu nimic. Da. Dar ne descurcăm. Bine, puie. Așa, dar, dragilor, nu stăm prea mult pe gânduri. Orice moment de întâlnire cu Măriuca este mult așteptat și bucuria ne prinde pe amândoi. Dorim foarte tare să facem de nou lecții frumoase. Am uitat să zic că am văzut că tata n-a pus încă lecția. Merită să fie pus lecția aceea despre care și tu ai vorbit, că a fost o lecție foarte frumoasă. Ți-amintești? Cu divizori? Aceea cu divizori, sigur, da, că okay. Da. Da? O să zici. Da. Chiar așa, Mărica, care sunt numele prime, parcă le-am făcut noi, nu? Da. Deci numere prime. Ele sunt necesare, avem nevoie de ele, pentru că atunci când vrem să cercetăm dacă un număr este sau nu prim luat la întâmplare, trebuie, avem niște criterii de divizibilitate. La 2 ne dăm seama dacă îl are pe 2 divizori când un număr se împarte la 2. Ce? Când un număr se împarte la 2. Când un număr îl are ca divizor pe 2. Da, ce e cu el? Când un număr se împarte, îl are pe 2 ca divizor. Când ultima cifră este 0, 0, 2, 4, 6 sau 8, da? Da. Are. Deci, 2 divide un număr n, da? 2 divide un număr n, dacă și numai dacă, așa zicem matematic, dacă și numai dacă, ultima cifră, da? Ultima cifră, știi bine cum se scrie un număr. Un număr se scrie, e format de multe cifre și ultima cifră, o am să o notez cu A și pun o bară deasupra. Asta înseamnă că mă fac referire la un număr și la cifra unităților am precizat-o. Deci el e un număr, în general la orice număr n, așa se scrie, ca fiind egal cu mai multe cifre. Da. Vreau să scriu matematic, nu înțeleg dacă mai lăsa. Pentru că am nevoie de scrierile cele care vor fi mai târziu. Și bara asta, una este să scriu, Mărica, 2A, 2A și de regulă se scrie doar 2A. Și tu ai înțeles asta. Și alta este să scriu 2A cu bară deasupra. Atunci eu înțeleg că este un număr format din două cifre. Cifra unităților așa 10 ori, 10, cifra 10 ori e precizată. Deci avem în matematică scrierea așa asta, de care am foarte mare... Cifra 10 ori scrie 2? Am pus-o eu de data asta, am cunoscut-o. Un exemplu. Da, am dat un exemplu. Am dat un exemplu de număr, mai întâi în varianta 2A, și când am pus bară, am înțeles altceva. Punerea barei deasupra lui... aici e 2 ori A, de două ori A, se subînțelege, fără să mai scriu mulțirea. Iar aici cu 2A bară înseamnă că este un număr format din două cifre. Când am scris că n-ul acesta este de tipul ăsta, de tipul acesta, Maria, puncti-puncti, adică mai multe cifre în față, nu știu câte, nu are importanță, dar eu m-am legat de nevoia de a preciza pe A, care este ultima cifră. Și despre A ăsta trebuie să fie egal, trebuie să aparțină, să fie una dintre cifrele 0, 2, 4, 6, 8. Deci, reiau. Prima definiție. Un număr n se împarte la 2 sau 2 este divizor al lui n și matematic așa scriem. 2 îl divide pe n, dacă și numai dacă. N acesta care e de forma puncti puncti A, deci este un număr în care ultima cifră, am scris matematic, în loc să scriu un cuvinte, ultima cifră este pară, am scris așa ceva. Ne obișnuim și cu scrierile aceste matematici. Asta e definiția 1.
Definiția 2. Cinci îl divide pe N acesta, dacă și numai dacă. Despre N ăsta care este așa format din mai multe cifre și la sfârșit este cifra unităților, cine trebuie să fie A ăsta? Ca să cinciul să îl divide, cinciul să fie divizor. 0 sau 5. Așa. Deci A ăsta trebuie să fie 0 sau 5. Apoi, noi am mai dat o definiție 3. De ce e semnul ăla după A? Cum? De ce e semnul ăla după A? După A este virgulă. Nu. A, ăsta, aparține, așa se scrie. Aparține. E ca un fel de E? Deci un fel de E. Da, euro. Un fel de euro. Euro, hai să zicem, simbolul euro. Aparține. Da, așa se scrie în limbaj matematică, așa, simbolul ăsta înseamnă că aparține. Adică ăsta este unul din elementele acestea. Ori 0, ori 5. Da? O să vorbesc într-o lecție următoare despre mulțimi și atunci o să vorbim tot ce trebuie. Definiția 3. 3 divide pe N, dacă și numai dacă, tu spui acum. Scrim în cuvinte aici. Dacă și numai dacă N egal. N acela care are niște cifre, nu? E un număr de mai multe cifre. Da. Suma cifrelor sale, nu? Suma cifrelor sale se împarte exact la 3. Deci o să scriu în cuvinte. Suma cifrelor sale, ale numărului respectiv, se împarte, se divide, da? Spunem, da. Se divide la 3. Nu și la 9? Da. Și aceeași definiție, ai zis foarte bine, vreau să ți-o spun, pun și pe 9. 9 îl divide pe acel N, dacă și numai dacă, suma cifrelor sale, aceeași poveste, se împarte la 9, cum ai spus tu, foarte bine. Deci, Mărica, noi avem trei criterii de divizibilitate, patru sunt, da? Pe care le avem pentru început. O să mai vedem și alte criterii, una sau două mai vedem pe traseu, dar deocamdată patru să știi. Când se divide la 2, când la 5, 2 și 5 e legat cu ultima cifră, 2 și 5 e legat de ultima cifră, iar 3 și 9 cu suma cifrelor. Aceste lucruri sunt foarte, foarte importante. Așadar, când vezi un număr, să zic așa, 735, tu ce poți să spui? Este acesta un număr prim? Nu este prim. Nu. Deci spunem de aici, sigur știi din definiția asta, că 5 îl divide pe 735. Deci 5 este divizor. Da? 5 divide pe acesta. Adică dacă îmi facem împărțirea 735 la 5, împărțirea se face sigur exact. Dar sigur, fără niciun comentariu. Hai să ne convingem. Te rog să mă conduci tu. 735. Dacă facem împărțirea la 5 și tu spui, mă dirigezi egal cu? Egal cu 5. 5 în 7. Hai. 5 în 7. Odată. Unor 5, 5. Vorbește că conduci calculul. 2. Da. Coborâm pe 3, da. Coborâm 3. 23. Împărțit la 5 sau 5 în 23 merge de? 4 ori. E 4 ori. 4 ori 5? 20. 20.
3 la scădere. Vorbește, vorbește tu că eu... Coborăm 5. Da. De 7 ori. De 7 ori. Egal cu 35. 35. Egal, egal. Și nimic. Nimic la scădere. Deci nu mai obține nimic. Deci câtul împărțirii este 147, iar din teorema împărțirii cu rest, 735, îl scriem ca fiind egal cu 5 ori 147. Da. 5 ori 147. Da. Ei, hai să vedem un exercițiu. Se dă numărul, să zic eu așa, se dă numărul 2AB cu bară deasupra, adică e vorba de un număr format din câte cifre? Din 3 cifre. Cifra sutelor e 2. Deci când ne-am pus bara, gata, îl vedem ca număr. Nu mai zicem 2 ori A ori B. A. Și zicem numărul 2AB, că i-am pus bară. Prezența barei, cum spuneam și mai sus, anunță că este un număr format din 3 cifre. Cifra sutelor e 2, a 10-lor nu știm, a unităților nu știm, dar ce știm este că numărul acesta se divide la 5 și același număr și se mai divide și la 3. Deci se divide și la 3 și la 5. Și noi trebuie să aflăm toate numerele care au această calitate. Deci avem informația că se divide la 5. Hai să valorificăm prima informație. Ce înseamnă că se divide la 5? Numărul 2AB. Adică B trebuie să fie 5 sau 0. Perfect. Deci scriem, avem deja scris 2AB se divide la 5, este echivalent. Echivalent cu a spune că B aparține mulțimii valorilor, posibilitățile lui B sunt acestea două, 0 și 5. Și luăm cazul întâi. Cu B egal cu 0. Deci B egal cu 0. Ce rezultă? Dacă B este 0, înseamnă că numărul arată așa acum. 2 A 0, da. 2 A 0 și punem bară ca să zic că e număr. Că altfel, dacă noi am pus bară, însemnează că e vorba de 2 ori A ori 0 și face 0. Când am pus așa... De ce ai pus 3 ul ăla sub 5? Nu, 3 ul mai de sus. 3 ul ăsta se divide și la 5 și la 3. Și am exploatat cazul, am exploatat ideea că se divide la 5. Și acum ce ar însemna că se divide la 5? Înseamnă că am informații despre B. B este 0 sau 5. Și am luat cazul întâi. Cazul întâi. Când B-ul este 0. Și atunci numărul arată așa. 2 A 0. Sau dacă e 5. 2 A 5. Și 2 A 5. Dar o să cazul celălalt îl discutăm după asta. Și ce mai am? Ce informație mai am? Că acest număr se divide și la 3. Deci, din clipa asta, mai am și informația a doua. Am spus de numărul la început că se divide și la 5 și la 3. Și acum exploatez ideea că se divide la 3. Echivalent cu... Când un număr se divide la 3? Că noi avem aici suma cifrelor sale se divide la 3. 3. Cine e suma cifrelor sale? 2. Atunci A trebuie să fie 1. Deci 2 plus A
plus 0, scriem și noi asta. 2 plus A plus 0, numărul ăsta care rezultă A. să se divide exact, să se împarte exact la 3. Și tu ai spus foarte bine că dacă A este 1, așa mi-ai zis, nu? Da, am zis 1. 2 și cu 1 fac 3, 3 se împarte la 3. Deci de acolo înseamnă că rezultă odată că A e egal cu 1. Și atunci numărul la care ne referim noi este acesta. E vorba de 2, 1, 0. Nu mai pun vară, că acum totul e cunoscut. E vorba de 210. Pe care dacă vrem să-l împărțim și la 5 și la 2, e adevărat, se împarte. Alt număr va fi. Altă variantă a lui A. Ce posibilități ar mai avea AU? Cât ar mai putea să fie ca să suma să se împarte exact la 3? Nu cred că mai arată. AU poate fi... Dacă AU ar putea să fie 0 și... Dar nu. Nu, AU cât, fiind cifră, până la cât se poate duce ca cifră? Până la 9. Până la 9, sigur că da. Hai să mai vedem o altă variantă a lui A. Dar tot să se împarte la 5 și la 3? Da, pe la 5 le avem. La 5 am stabilit că e 0. Numai, acum la 3, exploatează la 3. Valorific varianta că 2 plus cât să se împartă plus 0 să se împartă la 3. Ai zis 3 și a fost bine că 1 e foarte bun. Altă variantă? Eu nu mai există altă variantă. Păi da, 4. 2 și cu 4 fac 6. Da? Deci tu ai libertate să urci. De aia suntem foarte atenți ca să mai găsim. Deci o altă variantă ar fi ca A să fie egal cu 4. Și atunci numărul la care ne referim este 240. Iată al doilea număr. Ar putea să fie și 7. Sigur că da. Deci ar putea să fie și? 7. 7, corect. A egal cu 7. Și atunci e vorba de 270 și 270, corect. Și vezi dacă mai ai vreo variantă a lui A? Ar mai trebuie să adaugi un 3. Ce înțeleg este cu... Deci ai scris 4. Deci am scris 4? Păi 2 și 4 fac 6. La 240 nu cumva trebuie să scrii 260? Păi 260 nu se împarte la 3. Pe 2 și cu 6 fac 8. Da? Suma cifrelor se împarte exact. Noi să discutăm, să vedem pe fiecare în parte dacă am avut sau nu dreptate. Dar hai să le trecem aici. Deci, numerele pe care le-am descoperit le pun într-o mulțime și ele sunt 210 și ne-am ocupat de ele. 210. Mă referam că, adică, la 240 la cumva A să fie 4? 240 ar să fie 4, la ce te referi? Pe care cine să fie 4? Aul. Au să fie 4? Da, au să fie 4. Pentru că 2 și cu 4 fac 6. Și cu 0? Foarte bine. 6 se împarte la 3. Deci numărul acesta, 240, noi când o să facem verificarea acuș, o să vedem că se împarte la 3. Și ai zis tu foarte bine, ai mai văzut și pe 7, că 7 și cu 2, cât fac 7 și cu 2? 9. Se împarte la 3. Deci, în concluzie, până în clipa asta, cu varianta că B-ul este 0, cu B-ul 0, am descoperit câte numere? Am descoperit 3 numere.
210, 240 da. Și 270. Deci încă o dată, Mărica. Faptul că am cerut să găsim cifrele, cele două cifre al zecilor și a unităților, așa fel încât numărul să se împarte și la 5 și la 3, și la 3, înseamnă că am mers să exploatez condiția că se împarte la 5, ori la 5 știam că ultima cifră, adică în cazul nostru B-ul, să fie 0 sau 5. Și am mers cu B-ul 0, cazul 1. Și am pus în loc de B 0. Și acum despre el aveam și informația asta, sau cerința asta aveam, ca să se împartă și la 3. Ei, acum ca să se împartă la 3, știm condiția că suma cifrelor care compun numărul să se împarte exact la 3. De data asta, cifrele sunt 2, A și 0. 2 plus A plus 0. Varianta este ca A să fie 1, că 2 și 1 fac 3, se împarte la 3. Sau alt număr care s-a împărțit la 3 ar fi 6 și A o să fie 4. Sau ca să împarte la 3, 2 plus 7 face 9 și se împarte la 3. 3. Da? Deci am găsit 3 numere cu varianta B egal 0. Da. Acum să mergem cu varianta. Care variantă mai este la B? Cât mai poate să fie B? 0 am tratat-o. Cealaltă variantă a lui B să fie 5. Deci B egal cu 5. Și atunci numărul cum arată? Vorbește tu. Condu-mă de acum. Numărul este 2. 2. A, 5. Așa. 5. Ca să fie număr, pun bară repede. Da. Da. Și ăsta se împarte la, se divide, pun 3, 3 puncte, la 3, dacă și numai dacă, suma cifrelor sale, adică cine este în cazul de față? 2. Da. Plus cât? Plus A. Plus 5. Plus 5. Deci s-a modificat plus 5. Să se împarte exact la 3. Ei, cât să fie A-ul ca să se împarte exact la 3? Ce? 2 cu 5 fac 7. Plus A. Cât să fie A-ul? 2. Deci în prim caz, când A-ul e egal cu 2, numai bine rezultă numărul. 2, 2, 5, 225, nu mai pun bare, că nu are necunoscut. Sunt cunoscute cifrele. 225 și este un alt număr deștept, o să vedem îndată, care se împarte și la 2, se împarte și la 5. Pardon, se împarte și la 3 și la 5. Următorul. Cât să mai fie au? Încât numărul care rezultă se împarte exact la 3. Mai dăm mai altă variantă a lui A. Mai are posibilitate? El poate urca până la 9, fiind cifră. Da. Eu cred că mai e altă variantă. Nu crezi că mai este încă una? Că minimul ar fi 7. Care nu se împarte la 3. De ce minimul să fie 7? Că 5 cu 2 fac 7. Și dacă numai punem A-ul ca 0, nu ar merge. Nu merge A-ul ca 0. 1 ar fi 8, tot n-ar merge. Sigur că da. Cu 2... L-am luat, o mers. Da. Și cu 3 după aia n-are, nu poți. De ce? Testez. De ce? Deci A nu poate să fie dacă pui 3? Cât face? 5 cu 5, 10. Nu se împarte, da. Dar poate să fie 3. Mergem mai departe. A. 4. 4 și cu 7, 11. Nu se împarte la 3. Rezultatul va fi 12. Și care 12. Se împarte. Se împarte. Am găsit. Deci A-ul poate să fie și, cât ai zis tu? 5, parcă, nu?
că 5 cu 5, 10 și cu 2, 12. Da. Deci 255. Iată, că am găsit și acest număr. Alt număr. Altă variantă, că au urcat până la 5. Ca cifră are șanse. Până la 9 mai este drum. E parcurs. 6, 9. Șapte, nu. Iar opt, da. Opt, da. Dar trebuie să observi. De la 2 la 5, 3 ai adăugat. De la 5, încă 3 trebuia să te duci. Adică 285, da? 285 e deștept. Și el e deștept. Acum, ai mai avea posibilitatea să urci la? Nu. Nu, urci cu 1, dar degeaba, cu 1 nu. Ar trebui să urci cu 3, dar deja depășește capacitatea cifrei. Ca cifră, au poate să fie cel mult până în 9. Și iată, da. Aceasta e mulțimea numerelor. Asta a fost foarte tare. Deci este foarte frumos, în care, iată ce am cerut, să găsească toate numerele în care două cifre sunt necunoscute, știind că numerele acelea au calitatea de a se împărți și la 5 și la 3. Și la 5 însemna că B-ul are doar două posibilități, 0 sau 5, și cu 0 am găsit 3 numere, iar când am cerut la 3, deci cerul la 3 am găsit 3 numere, da? Da. S-a dus la 1, 4, uite, din 3 în 3. 1, 4 și 7. 1 și cu 3, 4 și cu 3, 7. Când B-ul a fost 5, în varianta cealaltă, A-ul a fost 2, 5 și 8. Numerele pe care le-am obținut sunt acestea. Hai să ne convingem să luăm un număr la întâmplare. Să nu zică prietenii noștri că avem o discuție purtată înainte și luăm un număr. Pe ei rugăm să facă împărțirile pe rând și la 3 și la 5 a oricăruia dintre acestea. Deci a oricăruia dintre acestea sigur se împarte. Pe care vrei tu să facem împărțirea la și la 3 și la 5? Mm. 255. Hai să vedem. 255 împărțit la 5 mai întâi. Oh my God. Egal. Doi în 5 nu se poate, deci 25 în 5. Nu 2 în 5, 5 în 2. Mărica, 5 invers. În 2 nu se 5 poate. 5 în 25, 5. Da. 25. Da. Nimic. Coborăm 5. 5 în 5, 1. Da. Bine, doar o dată. Da, 1 ori 5, 5, nimic. Da. Deci numărul acesta se împarte sigur la 5. Și le-am convins, i-am convins pe prietenii noștri. Același număr are și calitatea de să împărți la 3. Ia să facem. 255 împărțit la 3. Ok. De 8 ori. Da, 8 ori 3. 24. 1. 3 ori 24, da. 1 restul aici. Da. Coborăm 5. Da. Cinci ori 3, 15. Și împărțirea este făcută exact. Ești foarte, foarte fericită. Foarte fericită ești că
Le-am arătat prietenilor și am spus, uitați, am luat un număr la întâmplare și noi trebuia să găsim cine e A-ul și cine e B-ul, adică cifra a zecilor și a unităților, cu această calitate. Numerele acestea pe care oricare din cele șase le luăm, șase am găsit, împărțite la 5 și la 3 și la 5 și la 3, împărțirea se fac exact. După cum vedeți, v-am dovedit acest lucru. Dar stai o clipă, Măriuca. Hai să facem următorul lucru. Teorema împărțirii cu rest. Cum ar suna aici? 255 de împărțitul egal cu 5 ori 51. Da. 5 ori 51, nu? Este împărțitor oricâtul. Oare am văzut că 255 se împarte și la 3? Da. Oare cumva să află 3-ul în 51? Adică 51 împărțit la 3? Asta aș vrea să văd. Că 5 cu 1 fac 6, sigur că ar trebui. Deci la 3 am putea să ne gândim la câtul împărțirii dacă păstrează calitatea asta de împărțit la 3. Și cred că face. Cât face 51 împărțit la 3? Trebuie să vedem. Păi ia faci. Ia fă tu repede. Eu? Nu zic. Da. Tare. Păi tu să faci, da. Okay. Adică 51 egal cu? Acum fac. Adică acum scriu pe caiet. Da. Da. 17. Deci 51 e 3 ori 17, da? Prieten, pentru toți prietenii noștri. 51 e 3 ori 17. Adică aș putea continua aici. 255 fiind 5 ori, în loc de 51, cât să zic? Deci 5 ori, în loc de 51, 3 ori 17. 17 la rândul lui s-ar mai accepta oare alți divizori? Nu. Nu, nu. Ei, Mariu, 7 egal cu 8 și 8 nu se împarte la 3. Deci la 3 nu. Deci nu mai e la 3, nici vorbă, ai avut dreptate, dar la 2? Nu. Nici la 2, nici la... La 5? Nu. Dar ce fel de număr este 17 ăsta? Este prim. Este prim, ne amintim în lista aceea a numerelor prime că 17 se află ca fiind un număr prim. Nu există nicio... Niciun divizor. Da. Da? Nu există niciun divizor pentru 17, decât divizor propriu. Nu acceptă niciun divizor propriu, că impropriu ar fi 1 și 17. Dar noi am făcut în clipa asta un lucru cel mai important, cel mai tare cu putință. Se spune că l-am scris pe 255, hai că asta îmi place, vreau să scriu cu roșu. Pe 255, mă, știi ce? Este vârful lecției noastre din seara asta. Pe 255 l-am scris ca fiind egal cu 3 ori 5 ori 17. Adică l-am scris ca un produs de factori. Un produs. 3 ori 5 ori 17. Ca un produs de factori prim. Că 3 nu mai are alți divizori. 5 nu mai are alți divizori. Și 3 și 5 și 17 se numesc sunt numere prime. Este spectaculos ce am reușit. Deci iată că am mai făcut o chestie nemaipomenită. Scrierea unui număr ca un produs de factori primi. Scrie în cuvinte, în dreptul său. Deci scrie așa, 255 este egal, 255 este scris. Deci 255 este scris ca un produs de numere prime. Da. Da? Ca un produs de numere prime. Știi ce aș mai încerca? Vrei să mai luăm încă unul
și să-l încercăm să vedem cum poate fi așezat. Hai să luăm pe 270. Hai să muncim și la el, să vedem și ăsta se poate așeza așa. Că sigur 35 trebuie să accepte. Deci trebuie să accepte pe 35. Adică luăm pe 270, da? Vrem să scriem și pe 270, așa cum am spus, 270. Oare cum va fi scris? Cum va arăta el? Ce curioși suntem. Deci 270, să împărțim în mod sigur la cine se împarte? Categoric, la prima vedere. Da. La cât? La cât se împarte? Se împarte la 3 și la 5. Sigur că da. Dar cu 5 încercăm. Fiindcă da. Văd aici 0, da? Și 3 s-ar fi împărțit la 5. Te rog. Fac pe caiet? Dar sigur să conduci pe caiet. Tu conduci pe caiet și vorbești în timpul ăsta, Măriuca. Deci eu nu pot să scriu mai departe decât în funcție de cum lucrezi tu pe caiet. Bine. 27 în 5 de 5 ori. Da. Coborăm 0. 4. Da. 54. 54. Deci 270 se scrie după ce știm noi. 270 se scrie ca fiind de împărțit egal cu câtul împărțitorul, hai zicem 5 ori 54. Acum, în loc să-l luăm pe 270, să-l împărțim la 3, ne ducem la 54. Îl luăm pe 54, că el trebuie să păstreze pe 3-ul acela. Da? Despre care noi... Și este, 5 cu 4 fac 9. Păstrează divizibilitatea la 3. Mm-hmm. Ia să vedem. 54. Să împărțim la 3. Odată. Da. 18. 2, nu? 24. 18. Adică 54 este egal cu 3 ori 8. Și 18 se poate împărți la 3. Oh, mai merge o dată. Foarte tare. Egal cu 9. Nu. Nu, hai să zicem 3 ori 3, că 18 e 3 ori 6. 6. Nu? 3 care era dinainte și 6... Se poate împărți la 3. Și 6 se mai poate împărți. Și ar fi egal așa. 3 ori 3 ori 3 de 3 ori. 3 ori 3 ori 3 ori 2. Fantastic. Excepțional. Ce minunat lucru. Deci 270 cu cine este egal, Măriuca? Cu cine este egal? 270 este 5-ul mai întâi. 5-ul de aici. Ori 54. Eu trebuie să termin lecția. Dar 54 e 3 ori 3. 3 ori 3 ori 3 ori 2. Iată că am scris că 270 ca un produs de factori. De câți factori sunt? Câți factori sunt aici la mulțire? La care mulțire? La mulțirea asta. 5 ori 3 ori 3 ori 3 ori 2. 5. 5 factori. E superb. Deci l-am scris pe 270 ca un produs de 5 factori prim toți. Și ăsta e prim, și ăsta e prim, și ăsta e prim, și ăsta e prim, și ăsta e prim. Un produs de factori. Asta va fi cea mai tare chestie. În seara asta, cred că este punctul foarte discuției noastre. Scrierea unui număr ca un produs de factori prim. Dar știi ce? Am o tristețe aici. Nu-mi place scârdul ăsta de scrie 3 ori 3 ori 3 ori 3. Nu-mi place, Măriuca. Dacă ar fi fost o 7 de 3, îți dai seama toți ce am fi scris, am fi zis 3 ori 3 ori 3 ori 3 de 7 ori. Trebuie să găsim o altă formă de scriere.
Deci, 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 3 de câte ori? Cârdul ăsta, în loc să scrim de atâtea ori. Bum. Da? Trebuie să terminăm lecția destul de curând. O terminăm cât de repede, numai să termin. Știi că aici vorba mi-a rămas chiar în drum. Vreau să închid vorba, doar atâta tot. Bine. Deci 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 3 se scrie sub forma asta. 3 la puterea, câți de 3 se repetă aici, scriem aici sus. 6. Este minunat. Deci s-a adoptat. Așa cum la 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, această adunare repetată, această adunare 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 de 5 ori scrie, cum se spune, 5 ori 2, da? 5 ori 2, deci iată că dintr-o nevoie practică s-a acceptat scrierea aceasta. Așa cum adunarea repetată pentru ea s-a găsit simbolul ăsta de mulțire, și pentru repetarea asta la mulțire s-a acceptat scrierea aceasta. Deci asta de aici se numește bază și ăsta de sus se numește exponent. 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 Iar forma asta de scriere se numește putere. Ce este o putere? O scriere de asta, ca o nevoie practică, o repetiție continuă. Și atunci, de la mulțirea, scriem concentrat, strâns, sub forma aceasta de scriere scară, unde 3 este cel care se repetă și 6, exponentul, îmi spune de câte ori se repete. O dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, 5 ori, 6 ori. Da? Deci, iată că avem această formă de scriere și am introdus noțiunea de putere. Da? Deci am introdus în seara asta noțiunea de putere. Ce înseamnă? Are scrierea concentrată a mulțirii, deci înseamnă scrierea concentrată a mulțirii, cel de jos indică baza și cel de exponentul. Se numește exponent. Scrierea ar fi aici la numărul 270 ca fiind 5 ori 3 la a treia, 5 ori 3 la a treia, că se repetă de 3 ori, ori 2. Iată 270, scriu încă o dată, scrierea este asta, 270 este egal cu 5 ori 3 la a treia ori 2. Da? 5 ori 3 la 3 ori 2. Acesta este momentul culminant al lecției noastre. Deci am introdus noțiunea de ce? De putere. Putere. Da? Noțiunea de putere. O formă de scrie de asta în scară. Se cheamă putere. Aceasta e noțiunea de bază. Trebuie să spun că nu e o întâmplare. Cei ce mi s-a întâmplat că acum să o introduc noțiunea de putere din nevoia practică de a scriere concentrată. Așadar, dragilor, ne oprim aici, Măriuca, că da. Așa am promis că ne oprim și tu cu ce noțiuni te-ai ales din discuția noastră din seara asta? Care e noțiunea care te-a fascinat? Hai să trecem în revistă repede. Ce am zis? Criterii de divizibilitate, nu? Da. Criteriile le-am repetat. La 2, la 5, la 3 și la 9. Și am luat un exemplu. Acela a fost cel mai frumos moment când numărul era din 3 cifre. Nu știam cifra unităților și a zecilor. Și dacă am spus găsim pe toate numărele care să aibă, să fie deștepte și să fie să se dividă și la 3 și la 5.
și am găsit 6 numere și când se găsim scrierea, al momentul foarte tare aici, am descoperit că la 255 se scrie 3 ori 5 ori 17, ca un produs de 3 factori, și când l-am luat pe 270, minunat, are și el o descompunere în factori primi, sunt numai numere prime, sunt un produs de factori primi, la, iată, scrierea lui 3 ori 3 ori 3 de 3 ori sub forma 3 la 3-a. Putere, noțiunea de putere. Deci acestea ar fi lucrurile pe care le-am discutat. Ce îți las eu ca temă pentru mâine? Să lei pe 210, 240, 270 l-am făcut. Pe 225 l-am făcut. 225 și 285 se scrie sub formă de putere. Adică... Să împarți, să vezi la cât criterii și să fie așezat cum este aici. 5 ori 3 la 3 ori 2. Nu știu ce va accepta ăla. Dar știu că sigur că un 5 și un 3 acceptă. Și cum am procedat în exercițiu de aici, vezi filmulețul, vezi toată discuția și sigur vei face tema... Bine, a fost închis puțin lumina ca să văd că chestia e albă. Aha. Doar un pic. Ia să văd. Mă închid de tot? Puțin, atât. La vezi acum? Da. Ok, că da, poți să deschizi. Da. Stabilești tu, faci mâine. Da, Mariuca, stabilește tu ora. Mâine. Pentru mâine. 4. Cât? 4. La 4. Deci, ai înțeles tema. Se iei numele acestea, se descrie ca produs de factori, 2 din ele sunt făcute, după modelul acesta le faci și pe celălalt. 4. Ok. Da. Noapte bună. Să știi că a fost din nou o lecție foarte, 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 foarte frumoasă. Cu noutăți absolute. Noțiunea de putere este cea care ne-a fascinat. Da, închide înregistrarea, dar vreau să vă întreb o mică întrebare. Da, închide. Ok.